Delta Dunării a găzduit în acest weekend un spectacol unic. Irina Baianț, soprana româncă de renume internațional, a cântat alături de Orchestra Simfonică din București chiar pe malul fluviului. Haideți să vedem imaginile spectaculoase. Irina Baianț, una dintre cele mai apreciate soprane din România, a adus magia lacului lebedelor chiar pe malul Dunării. Artista a interpretat rolul lui Odette, lebăda albă. Este o onoare pentru noi să putem să-i felicităm pe cei care au adus bucurie întregii țări. Din puținul nostru sau din ce am fost noi învățați să facem, am dăruit din toată inima și am dăruit din tot sufletul celor care ne-au dat emoții, celor care ne-au dat satisfacții și celor care ne fac să trăim pentru ei și să ne dăm seama cât de multe valori are țara asta și cât, din păcate, cât de puțin sunt apreciați și ce rar se văd. Totodată, evenimentul a devenit și o gala a campionilor. Sportivii lotului olimpic de canotaj, alături de Elisabeta Lipa, au urcat pe scenă în aplauzele a sute de turiști. S-au derulat așa în minte imediat niște imagini de tot acest an, un an foarte greu, dar foarte reușit pentru sportul românesc și ne dă speranța, ne dă imboldul, ne dă motivația de a merge mai departe și a pregăti și mai bine următoarele Jocuri Olimpice, pentru că ați văzut aici, au fost campioni olimpici. A fost un vis acesta să îi aducem pe toți aici, în mijlocul naturii. Aici se ajunge doar cu barca de la Murighiol, vis-a-vis de Crișan, ai cam 50 de minute cu barca. Tot ce se întâmplă aici este cu barca. Gândiți-vă că am adus orchestra și invitații noștri sportivi în jur de 70, special pentru acest eveniment. Le-a plăcut și lor această nebunie plăcută, dacă pot să zic așa, iar pe viitor cred că o să continuăm tot în această zonă plăcută și frumoasă, operă și muzică de calitate. Evenimentul vine ca o recunoaștere a performanțelor artiștilor locali și ale sportivilor medaliați la Jocurile Olimpice din acest an.